Hristos a înviat. În luna mai, salcâmii, deja înfloriți, împodobesc colinele și păduricile, deopotrivă cu coroana lor bogată de flori albe, dispuse în ciorchine și cu mireasma lor plăcută. Salcâmul, Robinia pseudacacia, este un arbore melifer, cercetat de harnicele albine pentru polen. Numele latinesc dă mărturie că alături de frumoasele și prețioasele sale flori, salcâmul are și spini, achis în limba vechilor greci. Dincolo de calitățile lor ornamentale, florile de salcâm au și cunoscute proprietăți terapeutice. Neutralizează aciditatea gastrică și au un efect emolient și antitusiv, de mult folos în afecțiunile respiratorii, bronșite ori laringite. Bogate în uleiuri volatile, principii amare și minerale, florile de salcâm sunt un leac la îndemână și în cazul asteniei de primăvară, acționând ca un antidepresiv natural. Calmează durerile de cap. Utilizat intern în afecțiunile digestive, gastritele hiperacide, ulcerul gastric și duodenal, salcâmul, ale cărui flori se pot administra sub formă de infuzie, pulbere, sirop sau macerat, tratează astfel deopotrivă gastritele și ulcerele provocate de stres. Extern, florile de salcâm se folosesc pentru tratarea rănilor, arsurilor, ori a nevralgiilor dentare.